dar din suflet oferit de către Corala Armonia, cu sprijinul administrației publice locale, dar și cu implicarea protoierii Onești. De altfel, preotul Ioan Bârgăoanu, protobob de Onești, a mulțumit public primarului Oneștiului, dar și Consiliului Local Onești. La concert, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, însoțit de soție, a venit să se bucure de regalul de colinde oferit de Corala Armonia. Sufletele noastre s-au umplut de bucurie, dar și catedrala este plină de credincioși și de multă căldură sufletească. Iubiții noștri, dați-mi voie să fac un gest de suflet pentru Mărturisitorul lui Hristos, pentru faptul că noi suntem în seara aceasta cu binecuvântarea în al preasfințitului părintului nostru Ioachim. Îi mulțumim foarte mult, suntem și live. Mulțumim și în al preasfințitului părintului nostru Teodosie, care a binecuvântat această frumoasă, să spunem, petrecere întru Hristos în catedrală. Și din suflet aș vrea să ofer icoana Sfântului Ierar Spiridon, celui care ne-a ajutat și este partenerul nostru principal și a făcut ca acest concert să fie posibil, domnului primar Laurențiu. Vă mulțumesc foarte mult, domnul primar! În cele ce urmează, l-aș ruga pe părintele profesor doctor Iulian, prietenul nostru, să ne cânte acel colind de suflet, Foaie Verde, Bobuscatu, este sufletul nostru și mulțumim! Corala va merge și la Dărmănești, după cum știți foarte bine, și acolo este încă o frumoasă lucrare duhovnicească, împreună cu protocopiatul Moinești am colaborat. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru dragoste, dar mai ales pentru armonia care a adus bucuria colindei în municipiul nostru atât de frumos. Vă mulțumim mult! De la Onești, Corala Armonia s-a deplasat către Dărmănești, unde a susținut un nou concert. Sala de spectacole a fost arhiplină, foarte mulți dorind să asiste la acest eveniment. De altfel, în cadrul evenimentului, primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin, a ținut să-i premieze pe cei care au dus renumele orașului în lume. Suntem în acea perioadă anului când trebuie să fim mai buni, deși ar trebui să o facem în fiecare zi. Cred că, așa cum spunea părintele, prea mult promovăm non-valorile. Cred că ar trebui să fim mai atenți cu ce avem noi mai bun. Și părerea mea este că resursa umană este poate cea mai valoroasă resursă a nației noastre. Cred că ar trebui mai mult să ne susținem și, în primul rând, ar trebui să ne susținem valorile. Iată o garnitură de oameni de valoare la care trebuie să ne raportăm. Iată niște oameni simpli, așa cum spuneam, ca noi, care au reușit. Îndemn tinerii din Dărmănești, din zona noastră, din țara noastră, să formeze repere din acești oameni de valoare, pentru că așa putem să ducem această comunitate, această nație înainte. Încă o dată îi felicit pe fiecare, haideți să-i aplaudăm. Și cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și An Nou, urez tuturor românilor și în special dărmăneștenilor un călduros la mulți ani. Să fim cu toții mai buni, să fim plini de sănătate și bucurie în nou an. La mulți ani, dragi români!